Încurajăm orice disciplină sportivă din cele 17 discipline pe care Consiliul Local Cumpăna le-a adoptat prin hotărâri pentru a fi componente ale Clubului Sportiv Victoria Cumpăna. Din acestea, este adevărat, avem 7 unde deja discipline sportive, unde avem deja campioni naționali. Și este firesc, sportul este un mod de viață la Cumpăna. Acest sport atât de activ desfășurat în localitate se datorează omului sportului constanțean, doamne Elena Frâncu, cetățeanul de onoare a comunei Cumpăna. Fac pregătire ore bune pe săptămână, ca drept dovadă și performanțele își spun cuvântul. Gimnastica ritmică e delicată, este armonia corpului, cu prestanță, cu distinție. Le învață pe fetițe, că vedeți că avem doar fetițe. Sunt 81 astăzi din cele 98 înscrise la această disciplină sportivă. Doamna campioană balcanică Elena Vlad, fiind instructorul, profesor instructor, care deja a creat și în echipă de aur la Baia Mare, dar și medalie de aur de argint tot la Baia Mare. Ne readuce aminte că în urmă cu 10 ani, doamna profesor Ptarai era prima profesor de gimnastică ritmică care a venit să antreneze fetițele la Cumpăna. Profesorul trebuie să fie, în schimb, acasă, aici, cum este campioana noastră Elena Vlad, sfințește locul, omul, și ca drept dovadă, copiii cu drag vin, părinții au încredere și îi prezintă pentru antrenamente. Câți ani faci gimnastică ritmică? De 4 ani și ceva. E greu? E ușor? E destul de greu. Ce este greu, de fapt? Oboseală multă, efort sau să înveți figurile? Toate sunt grele. Cât te antrenezi pe zi? 3 ore sau 2 ore jumate. Fiecare zi? Da, în afară de duminică. La ce competiție ai fost până acum? Am fost la multe. La școlarele de la Oradea, Cupa Prieteniei, Cupa Irina Deleanu. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Profesoară de gimnastică. Câți ani ai? 11. 11. De câți ani faci gimnastică ritmică? Aproximativ 5. Câte ore te antrenezi pe zi? 3 ore, 2 ore jumate, cam așa. E greu, e ușor? Ușor.
Ce îți place cel mai mult? Anumite instrumente, anumite exerciții, ce îți place mai mult? Panglica. Și pe locul 2? Mingea. La ce concursuri ai fost până acum? Păi, la diverse, campionate școlare, naționale și cupe. Ultimul la care ai fost, care este? Campionatul Național Școlar din Oradea. Astăzi ce o să prezinți? Ce exercițiu? Exercițiul cu minge, care îl voi face imediat după acest ansamblu, și exercițiul cu panglica. Câți ani faci gimnastică ritmică? De 5 ani. E ușor? E greu? E puțin greu. Ce ți se pare greu? Efortul sau anumite exerciții? Efortul. Câte ore faci pe zi? 3 ore. Ți-e greu? Puțin. Ce instrument îți place cel mai mult? Coarda. Și pe locul 2? Panglica. La ce competiție ai fost până acum? La campionatele naționale școlare, la Cupa Irina Deleanu și la campionatul național de la Baia Mare, Cupa Prietenia.